spre schimbarea, susține președintele Partidului Național Liberal Nicolae Ciucă în campania pentru locale, în județul care l-a trimis în Senatul României. În timp ce liberalii pregătesc candidatura pentru prezidențialele din toamnă și spun asta în toate discursurile pe care le susțin în țară. Sunt convins că 9 iunie Partidul Național Liberal poate câștiga alegerile locale din România. De aceea, cred că odată ce acest lucru se va întâmpla, suntem conștienți cu toții de ce va urma. Suntem conștienți că prin acest lucru punem un fundament solid alegerilor prezidențiale din septembrie. Iar în septembrie, cu aceste premise, Partidul Național Liberal va da noul președinte al României în persoana domnului Nicolae Ciucă. Valorile Partidului Național Liberal nu s-au alterat din 1875 până astăzi. Suntem aceiași păstrători și apărători ai credinței noastre creștine. Suntem aceiași păstrători și apărători ai valorilor familiilor și comunităților noastre. Suntem aceiași păstrători și apărători ai libertății individuale.